Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit detalarea zilnică pentru miercuri, 14 aprilie. Acum hai să vedem pentru această zi de miercuri, în care soarele face aspect pozitiv de sextil cu planeta Marte și Venus se mută în zodia Taur, în domiciliul său de primăvară, ce cărți o să iasă pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Ok, înainte să intrăm în analiza cărților de tarot, hai să vorbim puțin despre astrologia zilei. În primul rând, soarele o să facă aspect pozitiv de sextil cu Marte. Cele două planete care ne dau energie, forță de viață și dorința de a face lucruri, de a acționa, de a face schimbări în viața noastră, astăzi sunt într-o conversație foarte plăcută, foarte armonioasă. Prin urmare, din start vă spun, orice schimbare, orice lucru nou vreți să aduceți în viața voastră astăzi, va fi foarte bine aspectat. O să fie și pentru binele vostru, pentru a vă aduce tot ceea ce e mai bun în viața voastră și o să aveți și forța să duceți aceste lucruri la bun sfârșit. În al doilea rând, Venus, planeta frumosului, a feminității, dar și a banilor noștri, a resurselor noastre financiare și a lucrurilor care ne dau confort, astăzi intră în Taur, în domiciliul său de primăvară, unde este foarte fericită, îi place foarte mult acolo la ea acasă, în domiciliu, și o să ne aducă foarte multe lucruri benefice. Prin urmare, iarăși, încă un aspect astrologic foarte frumos care vă susține și vă ajută mai ales pe partea de dragoste și pe partea financiară, dar și în sănătate poate să fie un aspect pozitiv de susținere. Și acum hai să analizăm fiecare carte pe rând. În primul rând, pe partea de dragoste, emoții și sentimente, avem aici șasele de săbii, o carte care ne îndeamnă să lăsăm ceva în urmă, să ne îndreptăm într-o direcție nouă, pentru că viitorul este mult mai luminos în această nouă direcție. Ce înseamnă asta pentru voi? Pentru cei singuri care vă doriți aici să începeți o relație, vă doriți să vă găsiți un partener sau o parteneră, astăzi e important să vă analizați puțin pe voi înșivă, și să vă dați seama că dacă continuați să căutați acest partener sau parteneră în locurile în care l-ați căutat și până acum, în situațiile în care ați fost și până acum, nu o să găsiți ceea ce vă doriți. Trebuie să faceți aici o schimbare. Dacă până acum ați încercat tot timpul să întâlniți pe cineva prin intermediul prietenilor sau a familiei, ei, acum trebuie să aplicați o altă tactică aici. Poate vă faceți un cont pe o rețea de socializare, pe un site din acesta de dating. Dacă din potrivă voi ați tot încercat pe rețele de socializare și pe site-uri de dating și n-ați găsit nimic, poate acum e momentul să apelați la prieteni, la familie, da? Orice ați făcut până acum, e momentul să faceți o schimbare și să mergeți în direcția opusă. Și asta nu doar la felul în care ați încercat să cunoașteți oameni noi, ci și la tipologia de oameni pe care ați încercat să-i atrageți în viața voastră. Că acolo ceva nu e ok, ar trebui să vă analizați puțin standardele și să vă modificați aici cerințele, ce vă doriți de la viitorul vostru partener sau parteneră. Să vă schimbați puțin prioritățile și în momentul în care o să faceți această schimbare mentală în interiorul vostru, o să se vadă și schimbarea în exterior și o să-i permiteți universului să vă pună în cale oamenii potriviți pentru voi. Pentru cei care sunteți în relații, aici cu șasele de săbii, e momentul să adoptați o tactică diferită. Să renunțați la a vă certa, la a vă cicăli partenerul, la a insista pe anumite lucruri și să găsiți niște metode mai diplomatice, mai subtile de a obține ceea ce vă doriți. Și atunci când faceți acest efort conștient de a vă controla ceea ce spuneți, felul în care vă exprimați, felul în care cereți anumite lucruri de la partenerul sau partenera voastră, o să vedeți că și persoana de lângă voi o să înceapă să vă pună din ce în ce mai puțină rezistență, dar nu o să se mai opună dorințelor și nevoilor voastre, ci
prin faptul că și voi sunteți mai diplomați și ei o să fie mai receptivi la nevoile voastre și la dorințele voastre. Lucrurile merg într-o direcție pozitivă. Cu șasele de săbii clar vă îndreptați în direcția corectă, dar trebuie doar să vă ajustați puțin și tactica, să vă ajustați puțin strategia. Hai să mergem mai departe. Aici, pe partea de sănătate, avem asul de săbii. Aceeași carte a mai ieșit pe această poziție în etalarea zilnică și luni. Prin urmare, aici e posibil să revină anumite teme, topicuri, discuții, probleme, soluții de care v-ați mai lovit și luni. Pentru parte dintre voi, s-ar putea ca acum să vă vină rezultatul de la analize. Sau dacă ați început un tratament luni, astăzi, în a treia zi de tratament, deja să înceapă să se vadă rezultatele pozitive. În orice caz, aici, cu asul de săbii, lucrurile merg într-o direcție pozitivă, pentru că vă dați seama ce a funcționat, ce n-a funcționat pentru voi, vă dați seama la ce tratamente sau terapii răspunde organismul vostru și puteți, în consecință, să vă faceți planul de viitor. Dacă cumva organismul vostru nu a răspuns într-un mod pozitiv la tratamentul sau terapia pe care ați urmat-o până acum, nu vă panicați, nu vă îngrijorați, și asta e o lecție bună de învățat. Și ar fi indicat astăzi să vă sunați medicul sau terapeutul și să aveți din nou această discuție, să explicați specialistului care se ocupă de cazul vostru că starea voastră de sănătate nu s-a îmbunătățit și poate ar fi cazul să faceți aici niște ajustări, poate trebuie ajustat dozajul, poate trebuie ajustate orele la care luați medicamentele. Nu știu, aici ceva trebuie ajustat și cu asul de săbi o să vă dați seama exact care e problema și ce trebuie modificat. Pe partea de afaceri, bani și carieră, avem aici Doiul de Bâte, o carte foarte frumoasă care ne arată că astăzi vor fi foarte, foarte bine aspectate toate afacerile care au ceva legătură cu străinătatea, fie că lucrați în import-export, fie că lucrați la o companie multinațională sau aveți niște clienți din străinătate sau lucrați în turism. Toate aceste lucruri sunt foarte, foarte bine aspectate și puteți să aveți foarte mult succes astăzi, mai ales în aceste domenii de activitate. Pentru toată lumea, aici cu Doiul de Bâte, azi e momentul ideal să vă faceți planuri de viitor, să încercați să vedeți puțin imaginea în ansamblu, ca să puteți să știți exact care este următorul pas, care ar fi cea mai benefică mutare următoare în cariera voastră, în afacerile voastre, în investițiile voastre. Dacă astăzi începeți un job nou, un loc de muncă nou, așteptați-vă la posibile călătorii în scopuri de afaceri, la posibile delegații pe care ar trebui să le faceți sau vă puteți aștepta iarăși să aveți contact cu oameni din culturi noi, din civilizații noi, să aveți de-a face cu cetățeni străini, să fiți într-un mediu în care colegii voștri de la muncă sunt din diferite țări, de diferite naționalități și să faceți parte dintr-un mediu din acesta intercultural. În orice caz, lucrurile par bine aspectate, pare să fie o inițiativă, un job, un proiect frumos care o să vă aducă beneficii. Și acum să vedem un mesaj suplimentar de la cardurile de înțelepciune înainte să finalizăm etalarea zilnică. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like acestui video. De asemenea, vă recomand să vă uitați și la celelalte videouri de pe canalul meu de YouTube, la analiza lunară pe fiecare zodie în parte, precum și la videourile interactive de tarot în care voi trebuie să vă puneți la contribuție intuiția și să alegeți dintre cele trei opțiuni mesajul cu care rezonați cel mai puternic pentru a găsi informațiile relevante pentru voi. Și acum hai să vedem mesajul suplimentar de la aceste cărți oracol pentru această zi, este următorul. Mă eliberez cu ușurință de trecut și am încredere în procesul vieții. Nu folosesc gunoiul mental de ieri ca să-mi creez experiențele de mâine. Creez gânduri noi și sănătoase și o viață nouă sănătoasă. Exact ce vrea să vă transmit acest as de săbi și acum înțeleg de ce a apărut încă o dată în etalarea zilnică pe poziția de sănătate, pentru că
vă cere să vă eliberați de ideile din trecut, de gândurile din trecut, de tratamentele din trecut, de metoda prin care abordați corpul vostru și starea voastră de sănătate în trecut. Pentru că dacă repetați aceleași tipare din trecut, o să aveți din nou aceleași rezultate. Aici trebuie să vă eliberați de tot ce e toxic în viața voastră, atât în gândurile voastre, în emoțiile voastre, în rutina voastră zilnică, în orice faceți zi de zi. Și o să vedeți că o să aveți o viață nouă, sănătoasă, o să fiți mai longevivi, o să aveți mai multă energie și o să fiți mai fericiți. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și mâine. Pa, pa!